scopul acestei videoconferințe este acela de a sublinia rolul pe care ministerul nostru, Ministerul Afacerilor Interne, prin instituțiile prefectului și structurile de asigurare a ordinii publice, trebuie să le ia pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru președinția României din 2 noiembrie. Practic, am intrat, stimați colegi, în linie drept. Din această noapte va începe campania electorală și de aceea vă cer să ne concentrăm eforturile pentru îndeplinirea responsabilităților ce ne revin cu privire la asigurarea materialelor necesare procesului de votare, buletine de vot, ștampile, timbre autocolante, garantarea desfășurării în condiții de siguranță publică a manifestărilor electorale, dar și aplicarea măsurilor de protecție și pază a bunurilor și obiectivelor implicate în acest scrutin. Datoria noastră este ca întregul proces de alegere a președintelui României să se decurgă în deplinul respect al legii. Vreau încă de la început să vă atrag atenția că și în această campanie electorală rămâne schimbate principalele repere ale activității noastre, ale activității dumneavoastră, care trebuie să fie respectarea legii, echidistanța și imparțialitatea în raport cu orice competitor politic. Vă atenționez că nu voi tolera nicio abatere de la aceste principii. Este de datoria noastră să facem tot ce depinde de noi pentru ca procesul electoral să se desfășoare fără nicio problemă. Aștept așadar din partea dumneavoastră ca, de altfel întotdeauna, profesionalism, implicare și intransigență. În următoarea lună, până la finalizarea procesului electoral, nimeni nu își ia concediu, nimeni nu va avea zile libere sau nimeni nu pleacă în weekend. Urmează o perioadă cu multe activități care impun folosirea eficientă a resurselor și a mijloacelor, cât și o bună coordonare la nivelul tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Guvernul României a elaborat cadrul normativ aferent alegerilor prezidențiale și a pus la dispoziția autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a organismelor electorale, resursele și financiare și umane necesare. Prin hotărârea Guvernului a fost aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea președintelui României, care stabilește termenele de realizare a tuturor acțiunilor ce decurg din procesul de organizare și desfășurare a alegerilor. A fost constituit Biroul Electoral Central, care deja a adoptat mai multe hotărâri și decizii. Vă atrag atenția să le studiați și să le respectați. Am aprobat prin ordin componența nominală a Comisiei Tehnice Centrale, formată din reprezentanți ai ministerelor și ai celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu atribuții de coordonare și urmărire a îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind organizarea alegerilor. Pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, pe durata desfășurării procesului electoral, am aprobat Planul General de Măsuri în domeniul ordinii și siguranței publice, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României, care stabilește principalele responsabilități și măsuri care ne revin nouă structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Conform acestui plan, coordonarea activităților structurilor Ministerului Afacerilor Interne se asigură la nivel central de către Secretarul de Stat pentru Ordine Publică, domnul magistrat Botoș, iar la nivel teritorial de către prefecții. Am convingerea că toate persoanele implicate în acest proces electoral cunosc în detaliu acest plan, prevederile legale incidente și că veți face față tuturor exigențelor pe care le implică. Cer șefilor structurilor teritoriale ale Ministerului să ia toate măsurile pentru planificarea corespunzătoare a forțelor și a mijloacelor, astfel încât să putem preveni și gestiona eventualele incidente. Orice încălcare a legii rămasă nesancționată înseamnă neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. În această perioadă, pentru
îndeplinirea misiunilor specifice Ministerului nostru, a campaniei electorale, Ministerul Afacerilor Interne va angrena peste 30.000 de forțe de ordine, 17.000 de polițiști, 10.000 de jandarmi și 3.800 polițiști de frontieră. Ulterior, pe parcursul desfășurării campaniei electorale și în ziua votului, Ministerul nostru va mobiliza peste 50.000 de angajați din toate structurile operative care vor asigura buna desfășurare a procesului electoral. Ministerul Afacerilor Interne derulează prin structurile sale procedurile preliminare pentru asigurarea principalelor materiale necesare bunei organizări și desfășurări a scrutinului prezidențial, buletine de vot, ștampile, timbre, autocolante. Vă reamintesc tuturor că în ceea ce privește registrul electoral, Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea și suportul tehnic necesar funcționării acestuia, coordonarea și îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate să opereze în acesta, precum și controlul respectării dispozițiilor legale incidente în domeniu. Până la acest moment, conform programului calendaristic aprobat de Guvern, au fost luate măsurile necesare prin grija Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea 294 de secții de votare în străinătate. În țară vor fi organizate 18.550 secții de votare. Delimitarea și numerotarea sediilor secțiilor de votare din țară se monitorizează de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform prevederilor legii. Prefecții au obligația să sprijine activitatea primarilor de aducere la cunoștință publică a delimitării și numerătorii fiecărei secții de votare. Am convingerea că această activitate va fi finalizată la timp în toate județele. Până vineri, 3 octombrie, împreună cu președinții tribunalelor, aveți de întocmit listă de juriști și cu alte persoane cu reputație bună în localitate, din rândul cărora vor fi desemnați prin tragere la sorți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora. De asemenea, până la 22 octombrie, prefecții împreună cu primarii au sarcina de a asigura sediile și în condiții corespunzătoare pentru funcționarea birourilor electorale ale secțiilor de votare. Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, este aici domnul Baranga, asigură achiziționarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinilor de vot, iar tipărirea va fi realizată de către Regia Autonomă, Monitorul Oficial. Vor fi tipărite 20.745.068 buletine de vot. Confecționarea ștampilor cu mențiunea votat, imprimarea timbrelor autocolante, care se vor aplica pe cărțile de identitate ale cetățenilor și tipărirea tabelelor electorale sunt de asemenea în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne. Vor fi realizate astfel 94.220 ștampile cu mențiunea votată. În paralel cu măsurile organizatorice și de asigurare a ordinii publice, Ministerul Afacerilor Interne va derula și o campanie de informare a cetățenilor cu privire la prevederile codului penal privind infracțiunile electorale. 40.000 de afișe cu aceste prevederi vor fi postate la secțiile de votare și la sediile instituțiilor cu atribuții în organizarea alegerilor. Tot cu acest scop, am realizat un spot video care va fi difuzat în regim gratuit de posturile de televiziune care au acceptat să ne fie partenere în acest demers și le mulțumim pentru acest lucru. Evident, ne bazăm pe sprijinul mass media în promovarea acestei campanii, care are drept scop respectarea de către alegători a legislației electorale. Campania de informare a fost realizată de Ministerul Afacerilor Interne fără costuri suplimentare. Stimați colegi, atât eu personal cât și secretarii de stat vă stăm la dispoziție pentru orice problemă cu care vă confruntați dumneavoastră. Aveți din partea noastră tot sprijinul pentru realizarea la termen și în condiții de legalitate a tuturor atribuțiilor care vă revin. Organizarea fără cusur acestui scrutin este un deziderat pe care Ministerul Afacerilor Interne și-l asumă. Acest scrutin trebuie să reprezinte pentru fiecare dintre noi un nou examen de integritate, de transparență și de profesionalism. În ceea ce privește atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, vreau să asigur alegătorii și competitorii electorali de totala noastră echidistanță în aplicarea legii.
Așa cum am procedat și la alegerile din luna mai, nu va exista nicio abatere de la aplicarea legii, indiferent de culoarea politică sau de numele celor înscriși în cursa electorală. Vreau ca acest mesaj să fie perceput ca un semnal de atenționare adresat celor care aveau în intenție să depășească regulile sau limitele legale a unei campanii electorale. Ministerul Afacerilor Interne este garantul desfășurării procesului electoral conform prevederilor legii, iar rezultatul acestui proces trebuie să reprezinte voința electoratului. Nu voi tolera nicio încălcare a atribuțiilor de serviciu din partea angajaților Ministerul Afacerilor Interne, iar acest lucru l-am transmis deja celor responsabili din minister. Sunt prezenți aici de față. Toate structurile Ministerului Afacerilor Interne va avea ca reper legalitatea și neutralitatea politică. Ministerul Afacerilor Interne va fi prezent prin structurile sale la toate acțiunile publice care se vor desfășura în această perioadă pentru a preveni eventualele incidente sau apariția unor forme de violență. Orice încălcare a legii va fi cercetată și sancționată ca atare. Pe de altă parte, vreau să fac un apel către mass media de a nu implica structurile Ministerului Afacerilor Interne în disputa electorală. Acțiunile noastre se vor desfășura în strictă conformitate cu legea și nu altfel. Stimați colegi, vreau să știți că în această perioadă electorală, ca de asemenea, în orice perioadă în care am avut misiuni, suntem prezenți aici la minister, eu, secretarii de stat, toți cei responsabili, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vă cer ca întotdeauna, în mod preventiv sau oricând aveți o problemă, să ne căutați. Încă o dată vă mulțumesc și spor la treabă.